fotoliul de lider cu 9 puncte. Și este bară transversală, să vedem. Ninja n-a intrat în poartă. Ce ocazie și ce noroc pentru Universitatea Craiova. Piliacelii fusese depășit acolo la faza la care Neicuțescu, dacă nu mă înșel, a reluat cu capul. Extraordinar, după ce ieri la media și-am avut un gol valabil neacordat celor de la Șep și OSK. Din nou o fază asemănătoare, însă aici nu cred că mingea a intrat în poartă. Parcă, să zic eu, că balonul a mușcat din gazon acolo, în fața porții. Între timp este o ciocnire între Bancu și Piliacelli. Răgaz probabil și pentru noi să vedem reluarea acelei faze. Nu, vedem întâi cum s-au ciocnit Piliacelli și Martici. Neguț era în spatele lor. Foarte interesant să vedem unde a căzut mingea, deși părerea mea este că nu se pune problema să fi fost gol în acest caz. La fel m-am exprimat și ieri la media și când am spus din prima că a fost gol. Ia să vedem centrarea lui Martac. Și nu, este clar minge care cade în teren. Neicuțescu, aproape de un nou gol decisiv, la fel cum a fost și cel de la Mediaș, protejat de șansa aici Piliacelli, care a avut și o descătușare nervoasă, deși n-are niciun merit la intervenția respectivă. Zeița Fortuna pentru Piliacelli s-a personificat în bara transversală la lovitura de cap a lui Neicuțescu. 4